Profesorii și elevii de la Școala Dimitrie Cantemir din Baia Mare și-au pus creativitatea în practică și, împreună cu părinții, au reușit să facă un bine pentru toate generațiile ce vor veni. Au strâns bani pentru ca în unitatea de învățământ să poată fi amenajat un spațiu de învățare în aer liber. Acest lucru este posibil și cu ajutorul proiectului Împreună pentru Școala Noastră, derulat de organizația Narada, care a implicat în această acțiune 60 de unități școlare din țară. Ce a însemnat proiectul, de fapt? Un târg educațional unde elevii au expus și vândut produsele confecționate de ei. Acestea au avut tematică de Crăciun și s-au bucurat de un real succes. Copiii au fost fericiți că au putut să se implice și s-au dovedit a fi cei mai buni vânzători. Am pregătit aici niște lumânărele pentru... Aici le punem pe... Aici, la Narada, sunt lucrurile foarte frumoase și very nice. Și mă bucur că facem asta. Am făcut multe decorațiuni pentru Crăciun, multe cărți am dat aici. Au fost expuse mii de obiecte confecționate de copii, tablouri, ornamente de Crăciun, aranjamente, podoabe pentru brad, s-a vândut chiar și vată de zahăr pentru pofticioși și ciocolată caldă. Până și profesorii au fost impresionați de inventivitatea elevilor lor. Când am văzut acum ce multe lucruri au realizat, ce idei ingenioase au avut, vreau să vă spun că sunt uimită și sunt de pe acum decisă să repetăm acțiunea anul viitor. Sperăm într-o zi de duminică să fie mai multă lume liberă să ne viziteze, dar oricum școala a fost neîncăpătoare în acest timp. Copiii au fost bucuroși să doneze școlii pentru ce ne-am propus noi să facem, acea sală de clasă în aer liber. Toți elevii sunt foarte entuziasmați că au reușit să-și vândă produsele. Adică cel puțin vin de la clasa mea care deja și-a epuizat stocul de produse pentru târg și această ferie și entuziasm cu care deschidem săptămâna Crăciunului este binevenit în școala noastră. Peste 1000 de elevi au fost prezenți la această activitate și au fost tare mândri de ceea ce au reușit să realizeze. În câteva ore mesele erau aproape goale, pentru că atât părinții cât și ceilalți vizitatori de la târg au cumpărat obiectele preferate. La picturile noastre am lucrat destul de mult. Întâi am făcut conturul și după aia a trebuit să colorăm frunzele, petalele și după aia să facem fundalul. Am pregătit multe lucruri de Crăciun, mai exact ornamente, și am venit ca să le vindem, să ajutăm școala. Am pregătit invitații, tablouri, globuri, de toate. Toate sunt făcute manual de clasa noastră a 5-a B. Eu vind brăduți, globuri și mă duc să fac reclamă, să văd cine cumpără. Mă duc să întreb pe fiecare ce vrea să cumpere și cine cumpără, cumpără, cine nu, face ce vrea. Nu doar elevii și profesorii au fost prezenți la târgul lor de produse. Ei și-au invitat părinții și bunicii pentru a le admira munca. Da, am cumpărat din clasa copiilor de jos, de la parter, din clasa a doua. Am luat și un tablou foarte frumos și susțin în continuare copiii. Foarte, foarte bună idee și să meargă în continuare în fiecare an. O idee excepțională și copiii sunt foarte interesați. Acum iau un ornament de flori. O să-l pun lângă brad, să fie amintire de la copiii de la școala Dimitrie Cantemir. În urma vânzării articolelor confecționate de elevii școlii Dimitrie Cantemir s-au adunat peste 6.000 de euro. Suma va fi dublată de organizația Narada, iar școala va folosi fondurile pentru amenajarea unor spații de învățare în aer liber.